În ultimul timp, prietenii îmi spun că mi-am schimbat stilul și atitudinea. Iar acest fapt se datorează în mare parte aplicațiilor de inteligență artificială care au intrat în viața fiecăruia dintre noi. Toate stilurile vestimentare pe care le-ați văzut la începutul acestui videoclip le-am generat cu o singură aplicație gratuită. Dacă sunteți curioși să aflați despre ce e vorba, vă invit să vedeți acest videoclip. Bun venit la cafeaua de digitalizare. Sunt Claudia de la Clau Academy și astăzi este vorba despre stil vestimentar, modă și atitudine. Și mai exact, vom folosi o aplicație gratuită de la Google, care se numește Google Gemini. O puteți accesa prin intermediul unui browser, dar o puteți și instala pe telefoanele voastre. O găsiți în magazinul de aplicații, atât pe iPhone cât și pe Android. Pe telefon, deschideți magazinul de aplicații App Store sau Google Play. În câmpul de căutare scrieți Google Gemini și o instalați. O deschideți și vă conectați la ea cu contul Google. Ca să accesați Google Gemini din browser, scrieți adresa care apare acum pe ecran sau căutați linkul în descrierea acestui videoclip. Pentru a avea acces la această aplicație, aveți nevoie de un cont Google, ca pentru toate aplicațiile pe care ni le oferă compania Google. Interfața seamănă foarte mult cu ChatGPT-ul, puteți să puneți întrebări, ceea ce vom și face în această etapă. Urmează documentarea în legătură cu casele de modă. Și o să pun întrebări astfel încât să obțin liste din Franța, Italia și Japonia cu diverse case de modă și stilurile lor. Haideți să vedem cum facem acest lucru. În câmpul de editare voi pune cerința mea, se enumere 5 case de modă franceze și se descrie stilurile caracteristice pentru ele. În două propoziții să nu fie foarte multă informație. Bineînțeles, sunt cele mai importante case de modă din Franța. Urmează lista pentru casele de modă din Italia. Aceeași cerință, doar am schimbat cuvântul. În loc de franceze, am scris italiene. Am obținut lista și cu cele mai importante case de modă din Italia. Urmează Japonia, schimb cuvântul. Enumerați 5 case de modă japoneze și descrieți stilul caracteristic fiecăruia. La fel, în două propoziții, să nu fie multă informație. Pe telefon, interfața nu diferă. Scriem cerința. Enumeră 5 case de modă franceze de lux și descrie stilul caracteristic fiecăruia în două propoziții, ca să nu fie foarte multă informație. Am obținut informațiile noastre legate de casele de modă și de stilurile lor vestimentare. Acum vom genera imagini. Pentru această etapă va trebui să aveți pregătite poze cu voi. O poză, de fapt, una care să fie cât mai curată ca background. Din experiența mea am văzut că pozele foarte încărcate nu le prelucrează pentru că consideră că sunt luate de pe net, că sunt figuri publice. Așa că vă faceți poze cu un background cât mai simplu. Eu mi-am făcut un video și din el am făcut capturi de ecran. E mai simplu așa. Acesta este folderul meu cu imaginile pe care le-am obținut din video. Puteți să vă faceți instantanee, le-am făcut chiar înainte de a filma acest videoclip. Aceasta cred că e o poză, nu aceasta. Aceasta cred că e o poză ok. Adică trebuie să fie o poză care să fie cât mai clar. Bun, haideți să aleg o poză, să se vadă fața. Este a 8-a poză la mine. În această etapă schimbăm tool-ul, instrumentul. Și vom selecta Create Image. Este o aplicație, tot de la Google, se numește Nano Banana, pe care o accesăm prin intermediul acestei aplicații Gemini. Încărcăm imaginea. Alegem o fotografie cu o poziție clară, cu un fundal cât mai simplu, pentru ca rezultatele să fie mai bune. Și acum cerința noastră. Selectăm un stil vestimentar din descrierile deja făcute. Vom copia prima dată Chanel și vom realiza o cerință. Îmbracă femeia din imagine în stilul Chanel. Să vedem dacă face acest lucru. O să așteptați câteva secunde. Da, îi vom spune să schimbe și decorul. Ne spune că, desigur, va face acest lucru în stilul Chanel, într-un decor diferit, care să completeze eleganța ținutei.
să-i spunem să schimbe și încălțămintea. Să vedem dacă face lucrul acesta și dacă mai apar și pantalonii. Ne spune că a înțeles că trebuie să fie fără pantaloni, cu o fustă elegantă, încălțăminte clasică și tot într-un decor rafinat. Să vedem. Oh, chiar a făcut lucrul ăsta. Vedeți? Super fain. E, acum da. Haideți să vedem de la ce a pornit. Deci avem așa, imaginea cu mine. Bun, așa arată ce a generat. Dar încă avea pantaloni. A schimbat decorul. Ok. Și apoi am spus să pună o altă încălțăminte, dar apăreau iar pantalonii și i-am spus să nu mai aibă pantaloni. Acum să încercăm un alt stil vestimentar. Mergem la Dior și să scriem. Am înțeles, iată femeia îmbrăcată în stil Dior. O ținută care reflectă feminitatea exuberantă și luxul dramatic, ia să vedem. Wow! Da, arată foarte bine. Frumos. A făcut ce trebuie. A schimbat și machiajul. A lăsat brățara mea, cercei sunt puțin mai lungi. Bun, următoarea casă de modă. Să poarte și copiem informații despre casa de modă. Absolut. Stilul imediat ne-l generează. Sunt curioasă. De fiecare dată vom scrie să poarte și lipim informația pe care ne-a oferit-o atunci când am făcut cercetarea noastră. Mi se pare că a schimbat fața. Haideți să-i spunem să nu schimbe fața. A schimbat vestimentația, dar totuși mi se pare că nu mai este aceeași față. Am terminat cu casele de modă franțuzești și să vedem ce va genera pentru casele de modă din Italia. Să fie îmbrăcată în stil și lipesc casa de modă și descrierea acesteia. Să-i spunem să schimbe și decorul în funcție de vestimentație. Avem aici Gucci. Da, e și foarte fain. Cum diavolul se îmbracă de la Prada, să vedem cum arată îmbrăcată de la Prada. Să fie îmbrăcată cu stilul vestimentar Prada și aș vrea să mai adaug o dată imaginea cu mine. Mi se pare că a schimbat fața. Schimbă și decorul în funcție de vestimentație. Ia să vedem. Da, aici totuși mai seamănă cu mine. Poate că totuși nu a schimbat, dar machiajul arată diferit. Continuăm. Să-i spunem să schimbe de fiecare dată decorul în funcție de vestimentație. Ca să nu repetăm această cerință. Vedem dacă o reține. Wow, ce sexy! Și Armani, bineînțeles. Să vedem dacă a reținut cerința mea legată de background. Da, a reținut. Dar nu-mi place coafura. Am înțeles, iată o altă imagine cu stilul Armani. Ok, a schimbat de fapt vestimentația, dar coafura a rămas la fel. Am adăugat iar imaginea și să vedem dacă e mai aproape de realitate. Da, la față seamănă mai mult. Da, a schimbat puțin coafura. Valentino, oh, nu se poate. Haideți să vedem cum ar arăta Valentino. Sunt chiar curioasă. Romantism și grație. Wow! Nu în fiecare zi poți proba o rochie de la Valentino. Haideți să vedem și stilul japonez. Casele de modă japoneze. Să fie îmbrăcat în stil și am copiat stilul pe care l-am obținut la cercetarea noastră. Totuși voi adăuga iar imaginea cu mine ca să fiu sigură că nu o prelucrează pe cea anterioară. Îmi place ce era. Nu-mi place vestimentația atât de mult cât îmi place stilul de prezentare. Să mai generăm câteva. Ca și la anterioară, o să scriu să fie îmbrăcată în stilul și lipesc stilul pe care l-am obținut în cercetarea noastră anterioară. Puteți să și adăugați fotografia inițială ca să fiți sigur că nu vă generează un nou stil din fotografia anterioară și să nu cumva să modifice prea mult la imagine. Următoarea casă de modă, stilul japonez e mai minimalist, dar îmi place, interesant. Puțină culoare față de cele anterioare. E îmbrăcată și în stilul Kenzo, mult mai colorat. Și ultimul stil. Acestea au fost toate casele de modă. În plus, puteți să îi dați descrieri mult mai clare. De exemplu,
O femeie într-un costum, pantalon alb imaculat, purtându-l cu o încredere absolută, zâmbind ușor într-un birou modern. O să șterg zâmbind pentru că am observat că schimbă expresia feței. Stilul este elegant și puternic. Acestea sunt imaginile pe care le-a generat. Le putem descărca din colțul din dreapta sus a fiecărei imagini. Dăm click pe download. La fel și pe telefon. Schimbăm instrumentul din partea de jos a interfeței. Selectăm Creează imagini. De la plus încărcăm imaginea din galerie. Permitem accesul la galerie. Selectăm imaginea și o adăugăm. Scriem Îmbracă femeia din imagine în stilul. Selectăm stilul din lista de stiluri pe care a generat-o, apoi lipim în câmpul de editare. Și voilà! Să nu-i uităm nici pe domni. Selectăm un nou chat, scriem cerința în câmpul de editare, enumeră 5 case de modă italiene de lux pentru bărbați și descrie stilul caracteristic fiecăruia în două propoziții, ca să nu avem multă informație. Avem de acum lista cu cele 5 case de modă italiene de lux pentru bărbați. Schimbăm tool-ul, instrumentul, din partea de jos a editării. Selectăm Create Image. Încărcăm o imagine din galerie. O să încarc o imagine cu fratele meu. Și cerința este similară ca la doamne. Scriem cerința, îmbracă bărbatul în stilul și copiem stilul din lista generată. Se potrivește și decorul. Îmi place. Să mai selectăm un stil. Armani, bineînțeles. Putem să scriem și să poarte stilul și lipim stilul. Sunt curioasă la Armani, pentru că au un stil foarte elegant. Da, îmi place și Armani. Să mai vedem un stil. Sunt curioasă pentru toate stilurile. Punem stilul și continuăm cu schimbă și decorul în funcție de stil. Frumos. Scriem să poarte, lipim stilul, scriem pentru pozele generate, schimbă decorul în funcție de stil. Wow! Lux și eleganță. Mai avem un stil, să poarte, stilul, lipim stilul și să vedem dacă a reținut informația pentru background. Super! Să realizăm și o listă cu stiluri franceze. Să vedem cum arată și în stilul francez. Pentru următoarele o să încarc chiar fotografia. Punem stilul. Să-i spunem să schimbe și decorul în funcție de ținută. Să poarte și am copiat stilul. Deja știe ce are de făcut, așa că nu mai scriu în detaliu. Oh, super fain. Îmi place. Bun. Am terminat cu stilurile franceze pentru bărbați și acum să vedem stilurile japoneze. Cerința este numără 5 case de modă de lux japoneze pentru bărbați și să descrie stilurile în două propoziții, să nu avem multă informație. Copiem stilul. Și acum să trecem la casele de modă japoneze. Să poarte și am lipit stilul. Wow, ce fain. Să-i spunem să nu schimbe fața și culoarea părului, ia să vedem ce iese. Să mai încărcăm o dată poza, să scriem să poarte, lipim stilul, ne asigurăm că schimbă decorul în funcție de stil și acum să vedem dacă generează altceva. Da, este chiar el. Să continuăm cu următoarele stiluri, că mai avem două, sau chiar trei mai avem. Poarte, lipim stilul. Super fain. Să poarte, ne ducem la stiluri, selectăm stilul și îl lipim. Îmi place stilul japonez. Și la femei și la bărbați. Este un stil minimalist. Mai avem două stiluri. Wow, wow. Da. Ăsta e stilul. Și... tocmai ce am spus că îmi place stilul japonez. Mai avem unul. Ah, super. Arată foarte bine așa îmbrăcat. Ok, am terminat și cu stilurile domnilor.
La fel, descărcați imaginile din colțul din dreapta sus. Dați click pe download și imaginea va fi descărcată. Dacă ați lucrat în browser, atunci când intrați de pe telefon pe aplicația Google Gemini, deschideți din colțul din stânga meniul și o să vedeți că s-au sincronizat datele. Dați pe articolele mele și aveți aici tot ce ați generat. Este o sincronizare perfectă între browser și aplicație. Pe ce să puneți accentul într-o descriere? Bineînțeles, este vorba de subiect, adică noi, stilul pe care îl alegem, atitudinea pe care o avem în poză și ambientul. De la eleganța francezilor și stilul sofisticat al italienilor, până la stilul misterios al japonezilor, am văzut astăzi mai mult decât modă. Am văzut atitudine și am văzut un mod de exprimare. Sunteți invitați să experimentați și voi și să-mi spuneți în comentarii ce stil v-a plăcut cel mai mult sau ce stil vi se potrivește vouă, prin ce stil vă găsiți autenticitate. Vă mulțumesc că am băut împreună și astăzi cafeaua de digitalizare și vă invit la următoarea cafea, în care vom folosi tot aplicația Google Gemini pentru a fuziona două fotografii. Vă invit să vă abonați la canalul Cloud Academy dacă încă nu ați făcut acest lucru și vă aștept la următoarea cafea de digitalizare. Până atunci, să aveți zile senine și cu bucurie!